Salut, omul iubitor de frumos! Danina Militaru, ai și bine ne auzim cu un articol nou pe alexedesenez.com. De data asta am ales să pictez ceva flori. Am găsit o fotografie frumoasă cu niște narcise. Tot a fost florile și e primăvară și toate motivele să profit de această perioadă să mă zgâresc ceva în caietul de schițe. M-am aventurat puțin și am trecut direct la ultima pagină a acestui caiet. Sunt pe terminate, am ultimele 3 foi de pictat și cred că sunt în sfârșit pregătite să-l las liber, să zboare. În sfârșit mă simt pregătită să-l termin, să-l pun deoparte și să încep altul nou. Nu că n-aș avea încă vreo 9-10 de încă începute. Am început pictura de azi cu puțină construcție. Am borcanelul acela din fotografie. Nu l-am pus încă fotografia. Am un borcanel în care sunt florile și chiar dacă sunt pregătită să lucrez destul de liber cu florile propriu-zise, borcanelul acela am vrut să fie cât de cât simetric și să aibă o formă, să fie perspectiva bună, să aibă o formă corectă din punct de vedere al construcției. Iar al doilea pas pe care l-am făcut a fost să blochez cumva toate zonele albe. În sensul că am vrut să scap cu totul de tot ce e alb pe pagina respectivă. Iar apoi văd de exact cum mă joc cu fundalul și în final cu florile respective. Am ales să schimb culoarea fundalului. Nu știu, am simțit eu nevoie de un contrast ceva mai puternic decât în fotografia pe care am avut-o ca referință. Și am ales ceva albastru cu albastru puțin mauv, mă rog. Încă deschis, care să dea puțin spre albastru. Fotografia e superbă, ce-i drept. Are o anumită finețe. Poate pe viitor o să profit de astfel de fotografii cu contrast foarte, foarte diluat, foarte suav cumva. Și o să lucrez cumva contrast mai mic. Până atunci însă, revenim la ce am zgălit noi azi. E o perioadă în care simt că prind mai mult control când vine vorba de acrilice și mi-e mult mai ușor să pun detalii. Cumva mi-a fost, într-o perioadă lungă de timp, mi-a fost foarte greu să pun anumite detalii când a fost vorba de acrilice. De asta am preferat acuarelele. Cu acuarele e mult mai ușor să pun detaliile de care am nevoie. Sunt mult mai diluate, mult mai ușor de controlat. În primița detaliilor, cel puțin. Are și ele minusurile lor, ce să zic. Odată ce am pus primul strat, avantajul acrilicilor este că pot reveni cu încă un strat complet diferit și să acoperi tot ce nu-mi place. De data asta am simțit nevoia de un fundal ceva mai deschis, așa că al doilea strat am venit cu un albastru mai deschis. Și am vrut și ceva să mă joc cumva cu nuanțele din fundal. O să mă vezi tot amestecând pe paletă diferite nuanțe, ceva mai mult albastru, de roșu, să dau puțin spre mov și am impresia că am dat și puțin spre galben la un moment dat. Am vrut ceva, o culoare mai vibrantă cumva, dar nu uniformă. O culoare neuniformă, ca să zic așa, pentru fundal. Când a fost vorba de masă și de borcanul în care stau florile, a trebuit să țin minte, să țin seama cât am pictat de sursa de lumină. În fotografie, nu știu dacă ai observat-o la început, o să mai apară puțin mai târziu când o să încep să
pictez ploile. În fotografie se vede destul de clar că sursa de lumină este undeva în stânga, probabil în stânga undeva mai sus, astfel încât se formează anumite umbre pe partea dreaptă. Ca să creezi volumul necesar în pictură, am nevoie să țin seama și de lucrurile acestea. Pe masă am amestecat puțin galben pentru a da puțin luminozitate în partea de stângă, în partea stângă, iar puțin mov în partea dreaptă și în față, cumva. E umbra dată de borcanelul respectiv. La fel și pe borcan o să vezi că lucrez puțin cu umbra în partea dreaptă și las ceva mai deschis în partea stângă. Odată ce am toată treaba asta rezolvată, cumva, în mare parte cel puțin, o să revin cu detalii mai târziu, dar să am formele mari, am putut trece mai târziu la florile propriu-zise. Trebuie să spun o chestie în punctul acesta. Pensula pe care o folosesc se numește acestea limbă de pisică. Are o formă care mie, cel puțin de vreun an sau chiar doi, îmi place în mod deosebit. Și când e vorba de acuarele și când e vorba de acrilice. E o combinație între pensula aceea plată și la bază, cel puțin, are forma aceea de pensulă plată. Și iar vârful e ascuțit, e ușor ascuțit, ca pensulele pentru acuarele. Deci are combinația asta foarte mișto. Fiind plat, înseamnă că nu reține atâta culoare cât ar reține o pensulă din aceasta rotundă. Și astfel încât să devină grea și foarte greu de controlat când e vorba de detalii. Și plus, vârful acela rotund care îmi place foarte mult, că pot trece foarte ușor între detalii și zone mai... pot lucra în același timp chiar și detalii și zonele care trebuie acoperite rapid, cumva, cu culoare. Iar când vine vorba de flori, mi-am dat seama că e absolut superbă pentru a da formele acelea de petal. Chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult cum am putut să lucrez cu pensula asta. Mi-a fost mult mai ușor. Și cred că o să mai profit de forma ei foarte mișto pe viitor. Trecând la flori. Acrilicile mele sunt ușor transparente, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Poate în anumite cazuri chiar o să fie utilă această caracteristică a lor. Dar de data asta a trebuit să vin de mai multe ori cu culoare, în special galbenul. În special galbenul are o textură, e destul de transparent, chiar dacă sunt acrilice. Iar altă chestie, tot trecem așa, chestii. Da. Din nou, și când a fost vorba de flori, a trebuit să țin seama de sursa mea de lumină, care vine de undeva din stânga sus, și îți dai seama că în partea de în partea dreaptă, chiar dacă sunt flori albe până la urmă, nuanțele sunt ceva mai închise și a trebuit să mă joc puțin cu amestecuri de culori. N-am folosit negru, trebuie să recunosc, am încercat pe cât posibil să folosesc un gri colorat, amestecat în toate cele trei nuanțe, între toate cele trei culori primare, roșu, galben și albastru. Cam asta folosesc eu pe paletă de obicei, roșu, galben și albastru.
Iar când am eu așa o miele, în mod deosebit să amestec, mai folosesc, de exemplu, verde sau nuanțe de maro, ca să am deja nuanța potrivită, să zic așa, pentru ce vreau să pictez. Sau se mai întâmplă, cum am vorbit în articolul trecut, să am anumite nuanțe foarte, foarte vibrante în fotografie și atunci prefer să folosesc direct din tub culorile secundare, portocaliu, movul și cu verdele, fiindcă sunt mai vibrante. Când e nevoie, sunt anumite nuanțe, verde la acela crud pe care îl obțin destul de greu amestecând culorile pe care le am, culorile primare pe care le am, prefer să le pun direct din tub, astfel încât să știu sigur că am nuanțele acelea vibrante de care am nevoie. Din nuanțele acelea vibrante pot să obțin și alte nuanțe ceva mai palide, mai întunecate sau mai puțin saturate, să zic așa. Culori mai puțin saturate. În schimb, nu pot obține culori saturate din alte nuanțe desaturate de culori. Pe ultima sută de metri a fost am pus câteva accente mult mai albe pe petalele de narcise și zona aceea galbene portocalii din centru și care sunt niște detalii absolut superbe și dă cumva viață întregii lucrări cumva. Am avut și o pauză între timp, începuse lucrarea aseară. Am făcut o pauză că rămăsesem fără baterie la aparatul de filmat și a doua zi am venit cumva cu ochii noi peste lucrarea respectivă și am reușit cumva să pun ultimele detalii. Ajută și lucrul acesta foarte mult. E aproape inevitabil, cel puțin pentru mine, asta e experiența mea, e aproape inevitabil ca la un moment dat ochii să fie saturați cumva de ceea ce fac și să am nevoie de o anumită pauză. Cu cât e mai complexă lucrarea, cu atât am nevoie de mai multe pauze și pauza respectivă chiar e necesară, fiindcă nu mai văd greșelile respective. Greșelile sunt inevitabile oricum, dar nu le mai văd și astfel încât îmi dau seama că în anumite puncte ceva e în regulă cu lucrarea respectivă, aș vrea să schimb ceva, dar nu știu sigur ce anume să schimb. Așa că o pauză, dacă se poate chiar și peste noapte, e întotdeauna binevenită. A doua zi, cum spuneam azi, am revenit cu ultimele nuanțe, ultimele pete de culoare și în final chiar sunt foarte mulțumită de ce a ieșit și am putut să o aranjez cumva și să fiu să închid caietul deschis e mulțumită de ceea ce am făcut pe ziua de azi. Deja m-am amânat de foarte mult, de ceva timp, de câteva zile, articolul și sper pe cât posibil să-l pun cap la cap azi și să-l postez. Ce mai e de făcut, mă vezi aici, este baza de flori. Mi-am dat seama că e puțin plată, așa cum e. Și simțeam nevoia să dau iluzia aceea că ar fi cilindrică, cumva. M-am jucat puțin cu textura și pe vază, ca să-i mai dau volum, cum spuneam. În fotografie, dacă ai observat, ea are și un anumit luciu. Se vede pe ea anumite lumini. Cam atât pentru ziua de azi. Dacă ai întrebări, aștept comentariul tău sub articol. Sau sugestii pentru articolele următoare, sunt mai ochi și urechi. Deși am deja o listă frumușică pe care mi-am făcut-o în perioada aceasta. Și cumva sunt entuziasmată de ideile pe care le-am notat.
Dacă nu ești încă abonat, ai pe YouTube, sub filmuleț, butonul de abonare și clopoțelul care să te anunțe când apare un articol nou. Iar pe blog ai în dreapta formularul de abonare în care să-ți introduci numele și adresa de mail. O să fii anunțat de fiecare dată când apare un articol nou care te-ar putea interesa. Iar în perioada următoare sunt destul de sigură că măcar câteva săptămâni o să apară câte un articol pe săptămână. Până data viitoare, până săptămâna viitoare, îți urez spor și inspirație și să ai sărbători fericite, cu multă sănătate și multă inspirație pe care să o folosești în lucrările tale. Pa!